Bine ați revenit! Mă bucur că sunteți în continuare alături de noi. S-a alăturat nouă domnul conferențiar dr. Romeo Micu. Vă mulțumim frumos pentru disponibilitatea dumneavoastră de astăzi. O să profit de ocazia că sunteți astăzi alături de noi și o să vreau să discutăm despre cum a schimbat pandemia modul în care este urmărită o sarcină. Mă refer aici în principal la faptul că poate gravidele au devenit mai atente, mai speriate și nu mai vin la toate consultațiile sau poate medicul este un pic mai reticent, le cheamă mai rar sau se fac în continuare evaluarea fix la fel ca înainte de pandemie. Bună ziua și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a mă alătura dumneavoastră. Sigur, această pandemie ne-a bulversat, să spunem oarecum, viețile tuturor și atât, cu atât mai mult și gravidelor, care, din acest punct de vedere, ele au grija proprie lor sănătăți, cât și a viitorului nou născut. Însă, așa cum se cunoaște deja, sarcina întotdeauna este o urgență. Deci, din acest punct de vedere, controlele pentru supravegherea sarcinii, chiar dacă inițial au fost, să spunem, în ghilimele, niște bâlbe din partea celor care au dat acele restricții, s-a revenit ulterior și consultațiile pentru gravide s-au desfășurat în ritmul cunoscut, pentru că trebuie făcute anumite examinări la un anumit interval de timp și la anumite vârste ale sarcinii, care ulterior nu le mai poți face sau dacă le faci, nu mai au acea relevanță care ar fi avut-o dacă s-ar fi făcut la momentul potrivit. Deci, din acest punct de vedere, consulturile, sigur, cu măsurile de precauție necesare, evoluează mai departe, la fel ca și înainte, pentru că noi trebuie să ne asigurăm că viitoarele mămici, sarcina viitoarelor mămici evoluează în limite fiziologice și vor naște niște copii sănătoși. Ok, deci am înțeles, este important să ne prezentăm în continuare la medic, la consulturile periodice. Cred că la investigațiile acelea la care spuneați că nu pot fi făcute mai târziu, vă referiți în principal și la morfologiile fetale, foarte importante să nu sărim peste ele și să le punctăm. Bun, dar ce înseamnă acum implicarea tatălui? Noi ne ocupăm foarte mult de prevenție și în munca mea de zi cu zi încurajez tații să se implice. Să se implice în urmărirea sarcinii, să se implice. Cum s-a putut face lucrurile acestea în perioada pandemiei? Sigur că este ceva mai dificil în această perioadă. Înainte de această pandemie, noi încurajam să participe și tatăl la consultații. La ora actuală, așa cum și întrevederea noastră se desfășoară online, și noi încurajăm în continuare gravidele, dacă vor, să transmită de pe telefon momentul consultației, al ecografiei, de pe monitorul care este pe perete, de pe monitorul în care ea vizualizează examinarea ecografică, și tatăl poate să participe, așa cum spuneam, online la această consultație. Super, perfect. Deci tatăl pot să fie în continuare implicați, doar de la distanță, însă e obligatoriu ca ei să fie în continuare informați despre starea de sănătate și a mamei și a copilului și să fie implicați în tot acest demers. Bun. Aș vrea mai departe să discutăm puțin despre suplimentele alimentare în sarcină, mai ales acum în pandemie. Sunt vitamine la care suntem mai atenți? Eu m-am gândit când v-am pus întrebarea, în special la vitamina D, pentru că mă gândesc că este și sezon de iarnă și este și plină pandemie. Dumneavoastră, domnule conferențiar, vă încurajați pacientele să își dozeze vitamina D sau să ia suplimente profilactic cu vitamina D? Deci, în general, toate suplimentele alimentare pentru gravide conțin și vitamina D. Sigur, vitamina D are un rol foarte important în imunitate și în acest context de COVID și asta o să discutăm un pic mai încolo despre acest aspect. Dar, pe de altă parte, are rol și în dezvoltarea sarcinii. Un deficit de vitamina D predispune pacienta mai frecvent la preeclampsie, la nașteri premature, poate să determine viitorilor nou-născuți în viața ulterioară obezitate. Deci sunt anumite afecțiuni care apar mai frecvent în contextul deficitului de vitamina D. De aceea, toate aceste suplimente alimentare pentru gravide conțin și acest necesar de vitamina D. Sigur că nivelul de vitamina D, sau mai bine zis, doza de vitamina D, depinde și de, să zicem, climatul în care noi trăim. Se știe foarte bine că vitamina D este produsă în urma expunerii la soare, de aceea în țările care sunt mai nordice, necesarul este ceva mai mare stabilit. De exemplu,
În Europa, Royal College of Obstetrics and Gynecology stabilește că necesarul pentru femeia gravidă este undeva de 400 unități pe zi, ceea ce am preluat și noi. Societatea canadiană de obstetrică și ginecologie, pentru că ei fiind poate undeva mai nori și cu expunere mai puțină la soare, recomandă 2000 de unități pe zi. Deci există diferențe între acest necesar în funcție de zona în care trăim și de expunerea la soare. Pe de altă parte, în contextul acesta de COVID, există multe studii care au demonstrat că există o creștere și oferă o protecție, o doză crescută de vitamina D în contextul acestei infecții și eventual în apariția infecției, formele care se dezvoltă sunt mai ușoare. Aceste doze încă sunt în studiu. Aș vrea să precizăm un fapt și poate că cu asta aș fi trebuit să încep. Despre această pandemie de COVID cunoaștem încă destul de puține lucruri. Toate studiile care sunt efectuate pe diferite medicamente, inclusiv pentru vitamina D, sunt studii pe populații, pe eșantioane de populație relativ mici. De aceea, din punct de vedere statistic, relevanța lor nu este foarte puternică. Nu cunoaștem exact care ar fi doza necesară pentru a proteja femeia gravidă, sau mai bine zis, orice alt pacient în contextul COVID, de această infecție cu COVID prin administrarea de vitamina D. Există studii care sugerează că ar trebui să se administreze minimum 4.000 de unități pe zi. Sigur că în contextul de 4.000 de unități pe zi, există și pe femeile gravide studii care arată că doza nu este toxică. Dar trebuie avut atenție la acest aspect, pentru că vitamina D poate să aibă, spre deosebire de alte vitamine, cum ar fi vitamina C, de exemplu, care nu are acumulare și nu dezvoltă fenomene toxice, administrarea în exces de vitamina D se poate conta cu, mai departe cu astfel de aspecte de toxicitate pentru organism. În acest context, eu cred că un aport de suplimente pentru femeia gravidă în dozele pe care noi le avem în comerț, în preparatele pe care le avem în comerț, ar fi suficient în acest context. Deci recomandăm gravida să-și ia suplimentele speciale pe sarcină, care sunt îmbogățite cu vitamina D, și doar în situații speciale, după discuția cu medicul ginecolog, se poate hotărâ eventual dacă este cazul, în funcție de expunerea gravidei la sarcină, riscul de boală și tot istoricul de vitamine D înainte, dacă este o gravidă cunoscută cu deficit de vitamina D sever înainte de sarcină sau pe sarcină se poate crește doza. Altfel, rămânem doar pe doza din suplimentele de vitamine. Bun. Ce cred eu că se gândește fiecare femeie în momentul în care află, na, pe sarcină că a făcut COVID? Cred că prima îngrijorare este dacă bebe o să aibă probleme, dacă el o să dezvolte ok. Până la urmă, întrebarea este legitimă, pentru că știm de asemenea că există boli virale, na, cred că cea mai cunoscută este rubeola, care atunci când este făcută pe sarcină, poate să ducă la malformații ale fătului, la nașteri premature, copil cu greutate mică la naștere și așa mai departe. Este noul coronavirus un virus care poate să afecteze dezvoltarea normală a fătului? Sigur, și aici trebuie să revin la ceea ce precizam anterior. Nu avem date suficiente ca să putem afirma cu certitudine ceva în acest sens. Nici că afectează, nici că nu afectează. Ce s-a constatat însă, până la ora actuală, că toți acești copii care provin din mame care au contractat COVID-ul pe parcursul sarcinii nu s-au născut cu anumite malformații. Uh-huh. Ce s-a constatat însă că există o predispoziție spre nașterile premature. În acest context, sigur, poate să fie și în contextul necesarului de a termina sarcina pentru a putea trata mama mai eficient în contextul în care face forme mai grave. Dar, pe de altă parte, se știe și este cunoscut că, de exemplu, o febră înaltă în primul trimestru al sarcinii nu este benefică pentru o sarcină și, de multe ori, se soldează cu avort spontan. De obicei, formele de COVID care sunt simptomatice evoluează cu febră înaltă și aceasta, în acest context, în primul trimestru de sarcină, ar putea să creeze probleme gravidelor. Dar
Pe de altă parte, placenta este un filtru pentru multe alte microorganisme, inclusiv virusuri, care nu pot să treacă placenta. Deocamdată nu s-a constatat și, așa cum spun, există izolat anumite publicații care afirmă că ar fi găsit virus COVID la testarea nou-născutului, imediat după naștere, dar nu au reușit să pună în evidență clar dacă transmiterea a fost transplacentară sau acest nou-născut s-a infectat imediat după momentul nașterii. Am înțeles. Ok, deci având în vedere că vorbim de un virus nou, care încă nu avem suficient de mult timp să urmărim, vorbim de sarcini de copii care cumva acum se nasc pe pandemie, trăind toată perioada pandemiei, încă nu ne este foarte clar ce se întâmplă, însă pare că nu se produc malformații la nivelul fătului, că poate să existe nașteri premature și că foarte importantă este de fapt tratarea corectă a simptomatologiei pe COVID, da? Adică mai degrabă să-și trateze mama corect și eficient febra decât să e mai periculoasă o febră netratată decât virusul ca atare. Bun. Dacă mama a făcut COVID în sarcină, se transmit transplacentar anticorpii la făt. Știu, am discutat, este încă un subiect la nou, însă există ceva studii în acest aspect, adică ar putea un copil să fie protejat dacă mama a făcut COVID pe sarcină după naștere? Cu câteva publicații și studii pe acest sens, dar vreau să vă spun că loturile pe care s-au făcut aceste studii sunt de nivelul zecilor de copii. Deci, cred că cel mai mare studiu, dacă mi-aduc aminte, este undeva pe 33 de copii care s-au născut din mame care aveau COVID și la care, în general, s-au găsit anticorpi de tipul IgM-ul, IgG-ul. Deci, n-aș vrea să intrăm în amănunte. Există niște anticorpi de fază acută, niște anticorpi de fază cronică. Însă unii dintre ei nu pot să treacă placenta datorită faptului că molecula este destul de mare și nu poate trece prin acel filtru Ne placentar. referim aici la IgG-uri, la anticorpii de fază cronică. Nu, la Trec doar IgM-urile, cei de da. fază acută. Da. Deci, practic, aceste titluri de anticorp care au fost găsite la copii după naștere, în general, s-a constatat că persistau o anumită perioadă de timp, după care dispăreau. Deci nu se cunoaște care ar fi titlul necesar ca să-i asigure nou-născutului protecția. Nu știm dacă aceste nivele care s-au găsit asigură protecție sau nu. Nu știm la cât timp dispar, pentru că s-a găsit că există o variabilitate destul de mare în acest interval de timp de la nou-născut. La unii dispăreau mai repede, la alții persistau ceva mai mult timp. Se pare că însă există această posibilitate de a transmite transplacentar acești anticorpi, dar pe de altă parte mai sunt alte studii care sugerează că mai degrabă ar putea fi transmis în urma prin laptele matern, deci prin urma alăptării, decât prin transplacentar. Perfect. Ok, am înțeles și acest aspect. Acum, pentru că tot vorbiserăm înainte de cât de important este ca o gravidă să-și trateze febra corect, mai ales când vorbim de primul trimestru de sarcină. Acum că vin și sărbătorile și e clar că accesul la medic este o să fie greoi, ce le putem spune gravidelor? Cum se tratează corect la domiciliu o febră în funcție de perioada de sarcină în care ele se află? Mă refer aici o gravidă de trimestru 1, trimestru 2, trimestru 3, care ar trebui să fie primul antipiretic, antitermic pe care ele să le aibă în casă. În general, avem mai multe clase de medicații antipiretice, dar din care nu toate pot să fie folosite în sarcină. În ceea ce privește paracetamolul, acesta pare să aibă un profil sigur pe toată perioada sarcinii, deci se poate administra și în primul trimestru, și în al doilea, și în al treilea trimestru, și se pare că este cel care, în contextul infecției de COVID, este preferat și de către medicii infecționiști. În ceea ce privește antiinflamatoarele de genul Nurofen, Ibuprofenul. Ibuprofen sau alte medicații de genul acesta, sunt antiinflamatoare nesteroidice care, dacă sunt administrate deja în a doua parte a sarcinii, spre sfârșitul trimestrului 2, trimestrul 3 de sarcină, determină
Închiderea precoce a canalului arterial la nou-născut, ceea ce nu este un fapt benefic în cursul vieții intrauterine. Acest canal trebuie să se închidă după naștere. Și atunci recomandarea ar fi ca în primul și în primul rând să se adreseze medicului dacă o gravidă este cu febră, iar dacă chiar nu reușește să, vine perioada sărbătorilor, să găsească, deși servicii de urgență trebuie să fie disponibile oriunde, undeva ar trebui să fie disponibile, paracetamol ar fi de primă intenție și se poate administra până la doza maximă, fără ca să se dovedească că ar avea efecte particular negative asupra sarcinii. Există câteva studii izolate care sugerează că ar putea să scadă rezerva ovariană la pacienții, la nou-născuții de sex feminin, dar și acestea sunt destul de izolate, aceste studii, și practic nu au deocamdată, să zicem, o putere statistică foarte mare. Am trebuit să recomandăm mamei care are febră mai întâi să-și ia paracetamolul și apoi să meargă la camera de gardă sau să amâne administrarea antitermicului până când ajunge la camera de gardă? Eu încă o dată menționez, așa cum am spus înainte, primul și primul lucru ar trebui să meargă să o vadă un medic. Deci asta este cel mai important aspect. Dacă nu reușește ca să-și găsească, știu eu prin ce măsură, nu reușește să fie văzută de un medic, atunci da, să-și administreze paracetamol și să meargă să încerce în următoarele zile. Ok, am înțeles. Deci prima oară